Scena de groază s-a petrecut în casa socrilor, chiar la petrecerea de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Era ziua onomastică a socrului și a soției atacatorului, așa că întreaga familie consumase băuturi alcoolice. Apoi a început cearta. La un moment dat, bărbatul a pus mâna pe cuțit și a înjunghiat pe toți cei din preajmă. În halul ăsta nu am mai fost certuri, dar niciodată așa. Scandalele de ce erau? De la băutură? La băutură. Socrul lui era cam agresiv. Și credeți că s-a certat? Cred că avea o ceartă, că îl chema Constantin. Uh-huh. A fost ziua lui. Era ziua lui. Soția agresorului este în starea cea mai gravă. A fost rănită în apropierea inimii, iar medicii au dus-o direct în sala de operații. Când am ajuns acolo, am văzut că era vorba despre trei victime ale unei agresiuni prin înjughiere în urma unor certuri în familie. O victimă de sex feminin a rămas la Târgu Neamț. Celelalte două victime au fost aduse aici, la Piatra Neamț. O victimă de sex feminin cu o plagă înjunghiată precordială, cu cuțitul rămas în plagă. După atac, bărbatul a fugit în pădure. El l-au găsit, nu știu. Nu l-au găsit, încă îl caut. Ți-e frică de ce se poate întâmpla? Da, sper să-l găsească mai repede, sincer. Și în viață? Nu mă interesează dacă în viață sau nu. Nu mă interesează. Pentru a-l prinde, poliția a instalat filtre în tot județul Neamț și a adus un câine special antrenat pentru a-i da de urmă. Din punct de vedere juridic, par a fi trei tentative de omor clare, dar în momentul în care vom avea și constatările medico-legale, să sperăm că niciuna dintre victime nu va deceda. Bărbatul este un cunoscut al oamenilor legii. Este cercetat și pentru un alt scandal pe care l-ar fi provocat în urmă cu doar câteva zile.